credeam că în această zi frumoasă de duminică, ploioasă și norat așa cețos, parcă a venit iarna, să vă iau la o plimbare prin pădure. Ce moment mai frumos să te plimbi prin pădure dacă nu pe ploaie. Acum, serios vorbind, chiar e foarte frumos să te plimbi prin pădure când plouă, pentru că e mult mai adăpost și se aude așa frumos cum plouă în copaci. Asta facem astăzi, ne plimbăm în pădure. Bineînțeles cu tânărul. Unde e? Uite-l. Că nu mergem doar noi să ne plimbăm. Și hai să vi-l arăt cum socializează. Uite-i prietenul lui, care are un fel de love-hate relationship, așa. Drăguțule. Și ea credem că este o fetiță care îl place pe Ray destul de tare. Salut! Hai, mă, hai! Hai să mergem! Având în vedere că Ray nu mai vrea să mai... să mai plimbe prin pădure fără să care o sticlă după el. Și mereu își găsește sticle în pădure. Am decis să plecăm de acasă cu o sticlă. Și sticla pe care o are dânsul în gură acum e sticla noastră cu care am plecat de acasă. Să ne asigurăm că sunt sticle curate. Pare că e activitatea lui preferată. Sticla. Unde-i sticla? Unde-i sticla? Bravo, mă! Bravo! V-am adus aici, aproape lângă mine, la birou, pentru că aș vrea să facem niște steluțe din hârtie. Am văzut foarte multe în ultima vreme pe Instagram și mi-am cumpărat și eu hârtie, sunt pungi pentru sandwich-uri. Și mi-am dorit și albe și mi-am luat o mică țeapă cu astea albe pentru că au bucata asta din plastic. Și sunt un pic tristă pentru că mi-aș fi dorit steluțe albe, dar nu este nicio problemă pentru că avem așa. Am văzut pe... avem foarte multe de genul ăsta, pe două mărimi. Un pic mai mici și un pic mai mari. Aș vrea să încercăm, hai să încercăm cu astea un pic mai mici. O să avem nevoie de lipici. Ar trebui să am aici unul. Lipici. Și o foarfecă și un creion. Ok, încă o să vă arăt, o să vă pun aici
care sunt modelele pe care aș vrea să le facem. Și am zis să începem. Vă aduc puțin mai jos să vedeți și voi ce se întâmplă pe birou. Și începem, nu? Haide, că sunt tare nerăbdătoare. Hai să începem. Și vedem pe parcurs ce se întâmplă. Am pus pe mijloc lipici și pe fund și acum punem hârtia peste. Și încă o dată. Bun, am pus 8 și ce aș vrea acum să facem este să începem să le tăiem. It's insane. Now we're back here once again. Holidays and cheer. Asta este prima. Nu dau seama dacă vedeți că strălucește foarte tare lumina. Asta este prima formă, să le facem un vârf steluțe. Și hai să tăiem. Mă trebuie o farfecă destul de bună, eu nu știu dacă am luat-o pe cea mai potrivită. But now I got my eye set on you. I'm not gonna play it safe. După cum spuneam, aveți nevoie de o farfecă bună. Te vin. Asta este ceea ce am obținut. O căsuță. O căsuță, căsuță. Și hai să mai facem niște semne aici. Astea sunt semnele pe care am decis eu să le fac și hai să începem să tăiem din nou. Să vedem dacă reușim. Ok, asta este ceea ce am obținut și acum vine momentul adevărului. Cred că mai trebuiau două. Și hai să mai punem. Am mai pus două și hai să facem formele. Celelalte două și hai să le lipim și pe astea. Acum este momentul adevărului. Este super, 10 e perfect. Și ce o să facem acum? O să lipim din nou aici și o să-l deschidem. Ia uite ce frumoasă e! E super frumoasă! Frumoasă tare, nu? Hai să facem și cu alte forme.
încercat să fac steluțe și cu hârtia asta, cu plastic, să văd dacă funcționează. Și surprize, surprize, funcționează, pentru că se lipește plasticul ăsta destul de bine de partea cealaltă și partea bună este că avem nevoie de doar 6 hârtii din astea, pentru că sunt foarte late și fundițele ies foarte umflate. Hai să vă arăt. Singura problemă la asta este că aveau fundul puțin lipit aici și dacă nu se desprinde complet fundul, nu mai arată, nu se mai închid. Ok. Și trebuie să am grijă să le deschid fundul mereu. I'll be making plans, make you understand. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Uitați-o pe asta cât de mare e și cât e de umflată. Super frumoase sunt. Everything is calm now. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch now. Este un alt model de steluțe pe care nu vi le-am arătat în clip, în care nu faci găuri pe aici, ci decupezi hârtia la moț, o decupezi cumva așa în valuri. Aș putea să vă pun o poză să vă arăt sau o să vă arăt într-un clip viitor în care facem mai multe steluțe și din hârtie de împachetat. Uite cum arată și pe monitor. Astea sunt altele, cele din hârtie de împachetat, pe care o să vi le arăt într-un alt clip, iar ăsta, după cum vedeți, nu are colțuri foarte mari. Nu mai avem pe cineva aici. Steluțele astea sunt foarte, foarte frumoase, v-am spus, și să le pui pe perete. O să vă arăt o poză, o să vă pun o poză aici cu steluțele pe peretele unei prietene, pentru că și-a făcut și ea și chiar arată foarte, foarte bine și de efect. Puteți să căutați și punguțe care sunt de alte culori. Eu am luat pungile astea de pe EMAG și au fost destul de ieftine. Mi-am mai comandat, sincer, încă vreo 400, cred că mi-am comandat, pentru că în funcție de cât de înguste sunt, asta nu v-am spus în clip, dar în funcție de cât de îngustă este punguța, cu atât ai nevoie de mai multe pungi pentru a face o steluță. Pentru că, mai ales dacă e îngustă și foarte lungă, pentru că în momentul în care îl deschizi, nu are suficient de multă mărime, spațiu să se deschidă și atunci trebuie să pui mai multe hârtiuțe. Eu am reușit cu cele mai înguste să pun 11 sau 12 steluțe, cu cele puțin mai late 10, iar cu ale albe 6. Deci asta e, depinde foarte mult de cum, cât de lată este hârtia voastră, dar oricum puteți să faceți testul și puteți să lipiți peste absolut oricâte vreți pe urmă. Iar în ceea ce privește modelele pe care le faceți, tăieturile pe care le faceți pe pungi, ele nu trebuie să fie simetrice, nu trebuie să fie la fel pe stânga și pe dreapta. Dacă pe stânga am făcut triunghiuri, fac și pe dreapta la fel. Din contră, dacă sunt asimetrice, ele ies și mai de efect. Asta a făcut prietena mea, care le-a făcut foarte, foarte asimetrice cumva și cu tăieturile mult mai mari și cu cercuri, pe o parte cercuri, pe o altă parte unghiuri și chiar a ieșit foarte frumos și de efect.
Și vă invit și pe voi să le încercați, pentru că, mai ales dacă aveți niște hârtii din astea care vă stau pe acasă, nu știu, poate aveți voi hârtii de sandwich-uri, noi nu prea folosim. Sau cel puțin la mine în familie nu se folosesc hârtiile astea, dar le găsesc cu multă încredere pe eMAG. Nu am găsit decât albe sau maro. Și după cum ați văzut, funcționează și dacă au fereastră din aceea de plastic, pentru că și aia se lipește. Pare că m-am lipit de la Uhu, deși mi-am comandat lipit și de la Bic și funcționează destul de bine. Dar gata, asta a fost clipul nostru de astăzi. Ne vedem într-un clip viitor în care o să facem mai multe steluțe și de globuri cu hârtie de împachetat. Dar mai avem până acolo. Urmează să vă arăt și cum am finalizat decorul prin casă într-un clip viitor. Pentru că sper să-l termin până vine Crăciunul, măcar. Lucrez la el deja de 2 săptămâni, dar fingers crossed să-l termin cât mai repede. Oricum mai vin clipuri legate de Crăciun, mai facem și biscuiți la air fryer și mai vedem. Da, sigur, sigur mai vin clipuri de Crăciun pentru că este Vlogmas, nu? Gata, am ajuns la finalul clipului nostru de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Pupici, îmbrățișări. Sper să ne revedem în clipul următor și sper să aveți o zi minunată. Pa!